Hei, salutare totul lumea și bine v-am regăsit la un episod, fraților, de SAMP. Da, pui mei, mi-am băgat Windows-ul din nou, Windows 10, pentru că... Da, n-o să mai va, frate, nimic a cracat, nici Sony Vegas nu mi-l mai crachez, o să mi-l iau pe PC-ul secundar și o să editez videourile acolo. Eu mă gândeam la un moment dat să fac două partiții, adică una pentru Windows 10 și una pentru Windows 7 și... sau tot pentru Windows 10 și să-mi bag toate programele cracate acolo. Și acolo ăla, dacă se virusează, asta e. Că, drecu, cine dă în România 500 de euro pe Sony Vegas? Cu licență. Ca după aia, na, pula aia, nu știu, frate, nu merită. Ce dracu, frate? să fim totuși realiști. 500 de euro pe un fucking program de editat sau cât costă? Habar nu am cât costă, dar... Păi mei. De ce să ține că nu există cracat? Până la urmă, e cu virus, dar e cracat. Știi? Na, păi mei. Și face tot același lucru până la urmă. Deci, na, oricum, o să văd ce o să fac până atunci. Până atunci, na, vedem. Băi, 6 dimineața, mi-am trezit acum o oră și ceva. Na, pui mei, m-am culcat pe la 11, am dormit 5 ore, n-am putut să dorm prea bine, e sâmbătă. Na, nu știu, frate, eu am o problemă, frate, cu somnul și trebuie să văd ce dracu am. Adică eu oricât de obosit și dacă nu dorm 2 zile, tot, nu dorm mai mult de 5-6 ore, știi, pe noapte. Nu prea organismul să dormă, pur și simplu, eu mă trezesc la 5, fără să vreau. După aia nu mă mai pot culca, că sunt odihnit, știi? Adică eu din 5 ore mă odihnesc destul. Și nu-i bine, dracu, că o să mor în 2 ani, în puii mei, maxim. Cu 3 ore, 3-4 ore pe noapte, câteodată 5. Adică acum m-am culcat la 11 și m-am trezit la 4, da, sau 4, 5, nu mai știu la cum m-am trezit, că nu m-am uitat la ceas. Nu-i bine, dracu, nu-i deloc bine. Na, puii mei, ce să fac, la ora asta nu cred că e nimeni, nici dracu, eu mi-am terminat oricum raportul, ia să vedem câte zile am în facțiune, că-s curios, și acum, Doamne ajută, pot să dau și eu alt tab, fără să, ia, cred că am intrat pe, ok, okidoki, dă-i, bă, mi s-a blocat, puii mei, Windows 10, cât să-s, nu, mă lasă să, what the fuck is, na, uite, Windows 10, băieții, am vrut și o să-mi bag Windows 10, cel mai șmecher sistem de operare, băgam i-aș pula în măta. Bă, nu mă, what the fuck is wrong with you? N-am vrut să bag Chrome-ul și alea, dar aparent futu-s gura mătii, bă! Hai să-l închid, să le pornesc. Mai Windows 10 furdă-mi, stai, Google. rpg.bizon.ro. Meri, uite, nu acum, nu, bă, da. Apa, nu pot să dau nici da. Wow, de refresh. Dar nu vreau, mă, nu. Doamne, uite-mă, Windows 10, frate. Cel mai tare sistem de operare. Luați-vi-l. Vă rog, luați-vi-l, că e cel mai tare. Adică toți fanboy-ii care le-au luat părinții PC de 20 de milioane și au și ei 40 de FPS-uri în GTA 5 și se laudă că joacă și se laudă că Windows 10 e cel mai șmecher. Na. Cel mai șmecher, frate. Hai, pula mea. Îmi bag 7-le înapoi. Ce am probleme, frate, cu 10-le. Mai ales că FPS-urile sunt mult mai scăzute. În GTA 5 am cu 10 FPS-uri mai puțin decât pe 7, nu contează. Windows 10, frate, Windows 10, da, da. Oricum, văd că uzul procesorului cel puțin în SAMP e mult mai mic. Adică îmi folosește doar 14% din procesor și filmez acum. Doar 14% și din placa video 15, frate. Ești nebun? Mult mai mic. Ceea și bine, adică dacă ar fi fost așa la toate... A, și la Battlefield 1 merge mult mai slab, dar dacă ar fi așa la toate jocurile, mă, să-ți folosească mai puțin. Dar nu, că în Battlefield 1 100% și procesor și placă video, păi, dar de ce nu? Nu, n-ai ce să-i faci, n-ai ce să-i faci. Băi, eu aș vrea să dau un rob, dar nu cred că am persoane care să dau rob. Așa că, bă, by the way, iau și-o în cap. Adică trebuie să iau în cap. Pentru că nu există să nu iau în cap. Uai, nu pot să fac DM, mă, nu pot să fac nimic, frate. Sunt 138 de playeri. Bă, hai să discutăm, frate. Deci văd pe grupurile de SAM, nu mai certuri, mamă, Ruby e mai șmecher, Buggy e mai șmecher, frate, nu știu de ce toți plozii de 10-11 ani. Adică, da, eu am 14, am dreptul să comentez în pula mea. Dar toți plozii de 10-11 ani, 9 ani, că mai e și de-aia, mai e și de-aia de 6 ani, în pula mea, care au luat la părinții PC doar să scape de ei, că sunt autiști și proști, adică dacă aș fi părinte și aș avea un copil așa de autist, i-aș lua un PC de recup să scap puii mei de el, că e un retardat. Da, practic, sunt mulți, adică acum, înainte de faza aia cu The, adică când era faza aia cu The Link, toată lumea hashtag Forța Buggy muie Bizon. Acum când și-a făcut Awake server, Forța Ruby, gata, muie Buggy, ce trebuie și cu Buggy-ul. Când juca Awake pe Bizon, da, o juca și pe Bizon Awake, oh, Forța Bizon, băieții, Bizon e cel mai tare, pentru că joacă Awake și noi suntem copii de 11 ani care lingem în cur. No, cam asta e părerea mea despre toată chestia asta.
Nu, vorba lui Oe, că m-am uitat și la videoclipul lui, nu se ceartă unul dintre ei, nu-și fac ei tonuri, plosi de 10 ani de pe server, care pe pariu că dacă acum așa un plot de la care ține cu Ruby ban, o să țină cu Bugget automat, că vai că și-o lua ban pe Ruby, știi? Că e prost că își bagă codul. Da, păi mi-am ce să-i fac, frate, eu, ba, adică, ținut toți ne naștem cu cap. Știu că am făcut cacofonie, probabil acum deja mi-au comentat foarte mulți proști în comentarii, nu care n-au nicio legătură. Da. Un prost când n-are ce să zică să ia de româna ta. Acum bine, dacă ești un dă la sărac, pula mea săracul de tine, na, care n-ai mers la școală și alea și nu știi să scrii, treaba ta, dar nu te bagi în certuri în puii mei, știi? Puii mei, frate, asta e părerea mea despre toate certurile astea, niște retardați, copii de 11 ani care dacă acum se... Dacă e un tip care face hate la Bugget, da? Își ia bani pe Ruby, o să țină cu Bugget sau cu Bizon sau cu alt server, știi? N-o să... Nu știu, frate, asta e părerea mea, adică eu n-am prea făcut hate la niciun server, mă doare în cur, eu joc pe Bizon, nu văd de treaba aici, fiecare își vede de treaba pe serverul lui, eu am averia aici, am vrut să mă apuc și de Ruby la un moment dat, dar n-am fost activ pe Sam vreo lună și ceva și n-avea niciun rost să mă mai apuc când aveam level 4. Adică nu că n-avea niciun rost, dar deja toți aveau chestii, faza aia cu mașinile în stoc, știi? Da, pui mei, frate, am, ce mai îmi luam? Îmi luam bravura, drecu, știi? Aici am Infernus, NRG, am și avere, am și faction history, am și facțiune în momentul de față și nu o să vreau să-mi stric niciodată contul ăsta, adică nu o să-mi ies eu pe 3 din 3 sau alea. Am luat un FV, recunosc, dar nu o să ies niciodată pe 3 din 3, tot timpul o să-mi dau demisia, frate, aici. Nu o să ies niciodată pe 3 din 3, pentru că... Sunt cu cap, frate, adică unii ies pe 3 din 3 în prima zi. Ce pula mea cu aia zi? Ce dracu? Unul a ieșit, un lider a ieșit, l-a scos aia din facțiune, bine din facțiune, l-a scos din funcția de lider pentru abuz de funcție sau ceva de genul, sau nu mai știu pentru ce l-a scos în primii, în prima zi de facțiune, cu aia. După aia nu mai intri în nicio facțiune, dacă, na, adică ți se oferi șanța, ți-ai futut-o, gata, pa, adică e de căcat să ai cont șmecher și după aia să ieși dintr-o facțiune pe motiv de ăla ciudat, adică 3 din 3 în 2 zile, știi? Adică eu niciodată n-am stat mai puțin de 50 de zile într-o facțiune, mai puțin de 60 chiar de zile într-o facțiune, adică și acum o să stau 60 de zile. În 60 de zile posibil să iau și rank 4, dar v-am zis, eu 60 de zile o să stau în facțiune minim, mai ales că la rank 4 deja raportul e mai mic, deci sunt șanse să stau și mai mult în facțiune de la rank 4, pentru că e raportul mult mai mic. La rank 3 mi se pare că 15 licențe sau ceva de genul de dat. Bine, nu e mare raportul, nu zic că e mare, știi, dar... Na, puii mei, oricum, la rank 4, 8 licențe sau câte, nu știu, 5, habar nu am câte, frate, nu știu. N-am fost rank 4 pe Bizon în SFS, adică, na, puii mei. Oricum, eu am vrut să intru în poliție, dar văd că Alin, tipul ăla care mi-a respins aplicația, nu știe că eu joc SAMP cam de, hai să vedem, de cât timp, suntem de 8 ani, frate, joc SAMP. Aveam câți ani aveam? Aveam 6 ani când m-am apucat de SAMP, frate. Bine, m-am apucat, atunci jucam la bunica mea pe cap, mergeam la bunica mea, știu. Și aveam acolo, frate, PC-ul bunicii mei. Și avea SAMP-ul instalat, că se mai juca nașii mei. Nu, nașii pentru mine, dar cred că nașii mei, că e fratele lui maică mea. Se mai juca și el acolo, nu știu. Sau eu îi l-am băgat, că nu mai știu. Cred că eu îi l-am instalat. Nu mai știu, frate, oricum mă jucam, era prin 2009, aveam 6 ani și nebun, de-abia știam să vorbesc drept și mă jucam SAMP. Nici lângă, ei, fute. Nu știam drept nici să vorbesc și eu jucam SAMP. Deci, practic... E ceva, știi, e ceva timp, eu zic că am acumulat experiența necesară. La începutul canalului ăsta era, ăsta canalul ăsta la început când l-am creat era baza pe SAMP, în 2013 când l-am creat era baza pe SAMP. Na, eram mai palet atunci, adică eu prin 2014, 2013, 2014 am început să joc serios, adică știți că am un episod din 2013 când jucam deja pe servere de RPG, adică în 2013 am un episod când jucam deja pe Blue Bugget, știi, adică de-abia atunci eram la mod, doar Blue cred că era, sau nu mai știu care era, dar nu mă, că scria, aici scria Bugget.ro, nu scria Blue, nu exista, era doar un server, practic, nu erau toate 4 sau câte 5 sau acum 6 chiar cu beta. Deci atunci era doar un server, știi, și mă jucam. Atunci mulți dintre ăștia care se ceartă pe aici nu știau ce e ăla PC, ești nebun. Când eu am început să joc SAMP pe Bugget, ești nebun. Și vin cu hate-ul pe aici, frate, fără spărare, frate, dar e de căcat, adică nu consider că un server e mai bun decât ăla. Până și eu, că a zis într-un video că sistemele de pe Bizon sunt unice. Și chiar sunt, adică nu cred că pe Bugget care are GM-ul ăla din 2012 n-au mai schimbat absolut nimic decât faza cu raportul. Nu zic, fiecare joacă unde vrea, dar asta e părerea mea personală, știi?
Nu știu. Pentru mine Robi în momentul de față, acum probabil pentru Wake Bison nu are sistemele cele mai avansate, dar pentru mine Ruby are un sistem super șmecher ala, ca dacă chiar se simte faza aia și o să facă sistemul cu Battlegrounds, eu chiar o să mă duc și o să joc pe Ruby, gen, o să-mi fac un cont, adică am contul ăsta deja, tot cu numele Z-Top de level 6 sau cât are, o să intru și o să mă joc Battlegrounds, frate. Fix pentru Battlegrounds o să mă duc să mă joc să filmez, știi, pe Ruby, frate. Și o să stau pe Bison, vă dați seama, pentru episoadele principale, dar pentru Battlegrounds ăla o să mă duc pe Ruby, frate, pentru că eu nu sunt genul să fac aici. Eu mă joc unde îmi place. Și dacă îmi plac două servere, mă joc pe amândouă. Nu o să intru pe amândouă în facțiune, că eu de-abia mă descurc cu facțiunea asta. Adică nu că mă descurc, dar eu la cât joc stamp, eu acum trebuie să joc să nu mă scoate pe inactivitate, că am mai puțin de 20 de ore în ultimele... Ba nu, de fapt în ultima lună am 80 de ore, ce tot vorbesc. Dar nu mai știu pe cât îți trebuie 20 de ore sau ceva de genul. Și în ultimele zile n-am prea mai jucat deloc. Adică am intrat doar o oră să-mi fac raportul și atât. Să-mi termin raportul, că nu ți-l faci într-o oră. Dar oricum, frate, eu mă joc pe ce server îmi place. Am jucat pe toate serverele din România, cred că am jucat, frate. Am jucat pe OG Times. Am episoade de toate serverele pe canal, frate. Am 200 de episoade, aproape dintre care toate. Deci toate episoadele pe toate serverele, frate. Măcar un episod a fost și pe OG Times, și pe Bizon, și pe Bugged, și pe Ruby, pe toate a fost, frate. Până și pe România Roleplay mi se pare că am jucat. Deci, frate, am jucat pe toate serverele, n-am nimic cu niciunul. Eu am intrat în facțiune pe la care consider că îmi place și că o să mă țin de el. Mai ales că acest cont deja l-am făcut cu FH Super Smecher, adică nu-i Super Smecher, că n-am așa de multe facțiuni să zici că nu știu ce, dar... Oricum, v-am zis, stau până la rank 3-4 în facțiunea asta, depinde că nu o să iau rank 3, că dacă iau rank 3 peste 50 de zile, o să dau demisia. Pentru că nu e cea mai șmecheră facțiune ca să o faci pentru YouTube. Având în vedere că eu intru o oră, îmi fac raportul și aia ies, știi? Deci nu știu ce... Adică intru o oră pe zi, îmi fac raportul și nu știu ce treabă. Plus că dacă aș posta că îmi fac raportul, nu cred că v-ar interesa. Oh, what a stunt, what an amazing stunt! Da, by the way, o să vină și seria de GTA 5, că acum că mi-am băgat Windows 10 și nu mai am lag, pentru că de la virus și alea aveam lag, nu o să mai am lag și, da, pui mie, o să mai pus și seria de GTA 5, aia că vreau să fac stuntul ăsta neapărat, că e prea șmecherea. Ce-a făcut ea? Am înțeles. Îl fac și, na. Cred că o să-mi cam închei filmarea, pentru că am vrut doar să... Ia stai un pic. Slash timestamp 5646. Hai că filmăm, cred că de vreo 10 minute măcar. Eu doar v-am zis opinia mea personală. Acum fiecare crede ceva. Dacă sunteți autiști rupți în gură de foame și veniți și comentați în primei pe aici, chiar n-are nici măcar un rost. Încă mi-au comentarii că sunt scammer, ci că de la episodul ăla al lui XP Gamer HD, care cică că i-am dat scam, dar el nici măcar n-a pus vreo dovadă, gen pe Facebook, pe Skype, oriunde i-am dat scamul ăla, să pună vreo dovadă că eu i-l-am dat, că nu i-am dat niciun scam. Într-adevăr, am jucat pe contul lui, dar n-am jucat cu hack. Probabil o mai dat contul la încă 11.000 de persoane să-l boosteze. Eu am boostat multe persoane, am jucat și pe live pe conturile abonaților, știți și voi chestia asta, am jucat pe cont și cu inventar de 200 de euro, care avea Legendary Eagle Master și avea nu știu câte chestii și n-avea număr de telefon, contul puteam să-l fur foarte ușor, puteam să-l fur, dar na, suntem în România, bine și în alte țări mai proști, dar România sunt cei mai mulți proști, țigani, no offense, dar sunt rasist acum în momentul de față și chiar mă mulțumesc că sunt rasist, sincer, țigani rupți în gură de foame care... Mai vin și așa să comenteze la unul că... Na. Nu mai zic nimic, fraților. Puteți să-mi dați dislike, mă doare în pulă, frate. Asta e părerea mea personală. Știu, sunt rasist, mă doare în cur. Mai bine sunt rasist decât să... Mi-au jigniri de la retardați în pui mei care... Joacă sam de-al altăier și... Au... 20 de minute jucate într-o lună și ei se cred cei mai buni și... Na. Până n-am mai zis nimic, frate. Sau... Mă face pe mine unul no-lifer dacă n-am intrat pe contul lui de Bugged în puie mea, avea 60 de ore în ultimele, în ultima săptămână, de fapt, acolo scrie în ultima săptămână. Ești nebun, frate, pe aia înseamnă 8 ore pe zi și zici mie no-lifer care de-abia mai stau 3 ore pe PC. Nu prea ies din casă, într-adevăr, dar mai și dorm, mai alea. Adică având în vedere că eu dorm vreo 4 ore zilnic și noaptea încă vreo 6 ore sau 5 ore, e ceva, na, pui mei. Oricum, fraților, sper că v-a plăcut. Nu ezitați să... ce? Da, mă rog. Sper că v-a plăcut acest episod. Dați și voi un like și ne vedem la viitoare. Salut!